Autoritățile electorale au permis să candideze unei persoane care a fost privată de acest drept pe câțiva ani. Asta susține fostul ministru al justiției, Fadei Nagacevski. Este vorba despre primarul în exercițiu al comunei Cotova-Drochia, Ion Berlădean. După cum a scris fostul ministru pe rețelele de socializare, la ultimele alegeri, Berlădean a devenit primar pe listele Partidului Socialiștilor, iar acum este candidatul Partidului de Guvernare PAS. Dar, după cum afirmă Nagacevski, prin actul Autorității Naționale de Integritate din 2021, menținut prin decizia Curții Supreme de Justiție, Ion Berlădean a fost decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani. La rândul lor, autoritățile electorale de la Drochia ne-au spus că numele lui Ion Berlădean nu figurează în listele persoanelor care au interdicția de a candida la aceste alegeri. Fostul ministru al justiției, Fadei Nagacevski, i-a întrebat în rețelele sociale pe reprezentanții puterii dacă ei sigur luptă cu corupția și promovează integritatea. Potrivit ex-ministrului, în comuna Cotova-Drochia, la actualele alegeri locale, candidatul PAS la funcția de primar este Ion Berlădean. Acum 4 ani, el a ajuns edil pe listele PSRM. După cum notează Fadei Nagacevski, Ion Berlădean nici nu are dreptul să candideze la acest scrutin. Prin actul Autorității Naționale de Integritate din 31 decembrie 2021, Berlădean a fost decăzut din drept de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani. Iar în 14 decembrie 2022, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea depusă și a menținut decizia ANI în privința lui Ion Berlădean, scrie Fadei Nagacevski, anexând documentul respectiv. În legătură cu acuzațiile lansate, am solicitat un comentariu de la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, dar purtătoarea de cuvânt a fracțiunii PAS, Adriana Vlas, nu ne-a răspuns la mesaj. Am încercat să-l telefonăm și pe primarul în exercițiu al comunei Cotova, dar reprezentanții primăriei ne-au spus că în perioada campaniei electorale Ion Berlădean a degrevat din funcție, așa că nu este la serviciu. Întrebat de jurnaliștii portalului Agora, care au reușit să-l găsească dacă într-adevăr are interdicția de a ocupa o funcție publică, Berlădean a răspuns: cui încurc. Apoi a spus că trebuie să vorbească cu cineva de la Drochia pentru a clarifica situația, după care va reveni, lucru pe care nu l-a făcut, scrie Agora. În legătură cu situația creată, am contactat și Consiliul Electoral al Comunei Cotova, care a înregistrat candidatura lui Ion Berlădean în calitate de participant la alegerile locale. Președinta Consiliului a declarat că nu a auzit nimic despre interdicția de 3 ani pentru Berlădean. Nu am auzit, dar după cum mi s-a spus, era ceva despre asta în Facebook. Nu am văzut. Și în al doilea rând, m-au sunat de la Consiliul de Circumscripție și mi-au spus că el are dreptul. A venit cu toate actele, iar decizia judecătorească nu am văzut-o. Am telefonat și la Consiliul Electoral de Circumscripție al Raionului Drochia. Reprezentanții instituției au făcut referire la articolul 16 din Codul Electoral. Articolul 16, alineată 2, litera D, că este scris că persoanele private de dreptul de a ocupa funcții de răspundere prin hotărâri judecătorească definitiv, organele electorale sunt informate despre existența interdicției de către Ministerul Justiției, Autoritatea Națională de Integritate sau de Ministerul Afacerilor Interne. Noi așa informații de interdicție a dumnealui nu avem. Noi avem de la Autoritatea Națională de Integritate lista persoanelor care au interdicția, dar numele dumnealui nu se regăsește în lista interdicțiilor. Pentru a clarifica această problemă, am încercat să luăm legătura și cu Autoritatea Națională de Integritate, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon.